totuși ca și creștini suntem optimiști că nu va dispărea și suntem convinși de acest lucru. Dar noi, sau de noi depinde acest lucru, dacă familia va mai exista în societatea în care trăim. Pentru că o să vedeți, nu orice fel de familie este familie. Și știm cu toții ce înseamnă familie. Din copilăria noastră, vis-a-vis de ceea ce am să spun. Familia înseamnă un leagăn și un zâmbet în el. Familia fără un leagăn în mijlocul ei, așa cum era odată pe vremuri, și fără un zâmbet în el, nu este familie. Familia înseamnă o plimbare a celor doi, soț și soție, mână în mână printr-un parc. Familia înseamnă a sta la masă împreună copiii și părinți. Mai sunt astăzi la masă copiii cu părinții. Dacă crezi în Dumnezeu, partenerul tău, corespondentul tău, undeva ce-l va scoate în viață. De aceea trebuie pusă speranță și în Dumnezeu. Nu numai în forțele proprii. Nu numai inteligența noastră, în chipul nostru. Poate arătos, ci și în Dumnezeu. Cuvântul acesta să medita serios la ceea ce v-a pus în suflet părintele profesor Stelian. Pentru că e nevoie de tot ce ați auzit și de tot ceea ce vă va spune și în celelalte conferințe. Dacă nu vom putea noi îndrepta o lume întreagă, pe unii s-ar putea să-i trezim la realitate și să-și pună întrebarea esențială.